Nu o să vă vină să credeți ce este azi. Ce este azi, puiule? Ziua în care... În care? În care luăm vacanță! Geniule, nu luăm vacanță acum. Mai avem. Nu e corect. Vreau vacanță. Nici măcar nu mai ești la școală. Ah, da. Ai dreptate. Tocmai ce ai fost corectat de tata, mie mi-ar fi rușine în locul tău. Taci din gură. Nu tac pentru că așa o spui tu. O să regreți asta. A, da? Ce o să-mi faci? Ferească! Ce-ai pățit, măi? Mi-am amintit ceva important. Spune repede, ce e? Am uitat să... Să? Să dau de mâncare la câine. Noi nu avem niciun câine! Da. Am și uitat. Cum adică nu avem niciun câine? Mitică, ce este? Hei, nu mai spune așa despre mine. Scuze, dar te comporți ca un câine. Ba nu. Ba da. Dă-mi un singur exemplu că m-am comportat eu ca un câine. Când ți-ai scăpat mâncarea pe podea și ai început să mănânci? Ce? Dar credeam că așa face toată lumea. Nu-i așa? Ești chiar dezgustător. Cine te-a învățat să mănânci de pe jos? Tata. Pe bune, tată? Păi ce? Nu l-am învățat bine? Da, voi chiar irosiți mâncare doar pentru că cade puțin pe jos? Așa e, nepoate, bine ai învățat. Noi în armată beam apă direct din baltă. Vai de steaua ta! A zis cineva steaua? Nu echipa steaua. Păcat, chiar aveam chef să mă duc la meci. Păi da, pentru că tu te duci la meci în loc să ai grijă de noi. Lasă-mă că voi sunteți copii mari, vă descurcați și singuri. Yay, vreau și eu la meci, mă las să merg, mami? Ai pățit ceva? Nu, totul este în ordine. Se poate să pățesc eu ceva? Ce te uiți așa? Tată, i-ai făcut cumva ceva mamei? Nu i-am făcut nimic. Asta e și ideea, nu ai făcut nimic. Ai, mă, dragă, iar ești supărată că stau degeaba? Nu, e altceva. Iar am mâncat ceapă și a încercat să te pupe? Nu, trebuie să fie altceva. Dar ce ar putea fi? Păi pune că nu știți. Ba, evident că știm. Său așa? Atunci spune. Este... Pe bune. Nu vorbi că încerc să mă concentrez. Este... Vezi să nu-ți se prăjească creierul. Nu mai are ce să îi se prăjească. Aha, știu, este aniversarea noastră. Câteodată chiar ești un idiot. Eu ți-am zis să ai grijă cu cine te măriți. Nu te băga, aproape m-am prins. Este ziua îndrăgostiților. Dar deja a trecut asta. Nu-ți bate capul, Mitică, el e cam înapoiat. Este 1 martie? Și aia a trecut. Nu merge pe ghicitele aici. Iuliane, intră repede pe telefon să vedem ce zi e azi. Imediat. E ziua ei azi. Aolo, am și uitat. Ați terminat? La mulți ani, scumpă, la mulți ani. S-a cam dus tot farmecul. Păi nu, că noi știam, dar ne-am jucat puțin cu tine, știi? Așa să fie? Chiar așa e, mami. Ne crezi, nu? La cât de mult semănați toți cu taică-tu, nu prea vă cred. Chiar n-ai încredere în noi deloc? Nu prea. Nu te judec, te înțeleg perfect. Nici eu n-aș avea încredere în ei. Tu dacă te crezi așa deșteaptă, de ce nu ți-ai amintit că e ziua mamei azi? Deci nu știați. Dar de ce să fiu eu aia care zice? Voi nu sunteți în stare singuri? Păi, dacă nici să nu ne aduce aminte, nu ești în stare, atunci ești inutilă. Nu e vina mea că nu intră nimic în capetele voastre. Măcar de ne ajutai, măcar o singură dată. Nu sunteți în stare nici măcar să rețineți o simplă dată din calendar? Spui asta doar pentru că nici tu nu ți-ai amintit. Ba, știam. Și de ce nu ai spus? Pentru că nu am vrut. Mincinoasă, recunoaște că ești cel puțin la fel de fraieră ca noi. Nu îndrăzni să mă pui în aceeași oală cu tine. Copii, gata, nu vă mai certați. Da, degeaba vă certați. Măcar am reușit să aflăm că este ziua mamei. Da, trăiască Facebook-ul. Îți dai seama că sunt chiar aici și urmează să te pălesc în următoarele 2 secunde. Am și uitat. Uiți cam multe în ultima vreme, nu crezi? Nu. De la mama și tata mă așteptam? Pentru că ei sunt bătrâni, nici nu cred că își mai amintesc ce am mâncat de dimineață. Eu mai țin minte și ce am mâncat când eram doar un prunc. Dar gura aia nu are buton de stop? Fă mă tot să se oprească. Ești bolnav cu capul. Nu te agita, dragă, noi doar glumim cu tine. În cazul ăsta, dacă toți știați că e ziua mea, înseamnă că mi-a străgătit un cadou, nu? Da, cum să nu-ți iau eu cadou? Bine atunci, să vedem ce mi-ați luat. Păi, ți-am luat... Ți-am luat un inel. Mersi că mă acoperi. Serios? Nu te cred. Arată inelul. Uite, pe ăsta ți l-am luat. Poftim. Pe cine păcălești? Ăla e inelul pe care ți l-am luat eu de ziua ta. Da, pe vremea când încă ți-aminteai de ea. Și acum ce? Cum adică și acum ce? Ia inelul. Ăsta e cadoul meu pentru tine. Adică tu-mi dai ce ți-am dat eu ție? Teoretic, da.
nu prea îmi stă bine și parcă mă și strânge puțin. Poate că te-ai îngrășat. Ai scos vreun cuvânt? Nu, Mitic a fost. Ce? Nu da vina pe mine. Deci, îți place? Nu știu ce să zic, e cam urât. Dar chiar tu mi l-ai cumpărat. Păi da, inelele urâte merg bine pe persoane urâte. Ce bine să lui Iulian cu inelul. Gata, amuzantule, ne-am prins toți de glumă. Dragă, eu cred că ți-e stă bine cu inelul ăla. Ce? M-ai făcut cumva urâtă? Nu, asta intenționam. Prima dată mă faci grasă și apoi urâtă. Nu, eu vreau să zic că stă bine pe bune. Dacă mai scoți vreun zgomot din momentul ăsta, îți dau un pomătuf de ăsta de îți dau restart din fabrică. Imposibil. Vreau și eu să fac ceva de bine și tot nașpa iese. Parcă am spus să taci. Hai, gata, ia zi, îți place sau nu? Nu știu, mă, Iuliane, că până la urmă eu l-am cumpărat și ca și cum îmi fac singură un cadou. Și ce dacă? Nu mai pot să dau cadourile înapoi? Nu așa funcționează Einstein. Dacă ești așa tare, atunci ce cadou i-ai făcut tu? O trupă de circ. Yay! Îmi place să merg la circ. Pe bune? Trupă de circ? Familia noastră. Ce vrei să spui? Păi avem cam tot ce ne trebuie. Adică? Îi avem pe bunicul și bunica care sunt acrobații noștri. Acrobați? Bunicul nici măcar nu poate să ridice de pe scaun. Nu știi tu de ce sunt eu capabil, tinere. Dar de ce suntem noi acrobați? Pentru că vă mai muțăriți. Ce cadou interesant. Care-i restul trupei? Îl mai avem pe Mitică, care este animalul. Hei! Și apoi pe tata, care este îmblăzitorul de animale. Chiar sunt. Dar de ce trebuie să fiu eu animalul? Cred că sunt mai mult decât suficiente motive. Și de ce tata este îmblăzitorul de animale? Pentru că te potolește de fiecare dată cu înghețată. Are sens. Și apoi îl avem pe clovnul de Iulian. Nu sunt clov. Atunci nasul ăla ce zice? Ce nas? Ăla de pe fața ta. Ce? Cum a apărut ăsta aici? Magie. Ce naiba tu spui acolo? Iar acum îmi fac eu intrarea. Magicianul. Ce tare. Impresionant. Ok, asta a fost intrarea. Ce-ar fi să-ți faci și ieșirea? După cum ați văzut, am făcut două trucuri de magie. Unul a fost nasul, dar care a fost al doilea? L-am făcut pe Iulian mai clof decât este. Wow, da, bravo. Ai uitat să mai împui o perucă și niște machiaj. Chiar vrei? Se rezolvă. Hai, chiar sunt curioasă de unde faci tu rost de machiaj și de perucă. Păi am machiaj de la tine și peruca de la bunica. Ce perucă? Asta e părul meu natural, creț și frumos. Bunico, deja știe toată lumea că porți perucă. Nu pot să cred că femeia inimii mele este o falsă. Tu vorbești? Porți basca aia pentru că începi să chelești. Nu chelesc. Doar îmi intră părul înapoi în cap. Da, vezi că nu mai are loc părul de creier. Ce tu zici acolo? Nu vezi că și tu începi să chelești? Ce? Unde? La fund. Serios? Ce scârbos! Lasă-mi, Mitică, când o să crești o să înțelegi. Ziceți-mă pe bune, chelesc sau nu? Până și fără ochelari eu văd că tu chelești. Încep să ai mai mult pe picioare decât în cap. Nici măcar mustața aia nu e adevărată. Dar nu vă mai luați de mustăcioara mea, are și ea sentimentele ei. Da, chiar. Tu ce cadou mi-ai făcut? Eu? Nu, mustața. Dragă, ești așa prostuță. Mustățile nu pot să facă cadouri. Ce cap sec ești. Tu, omule, ce mi-ai fi luat cadou? Păi eu ți-am luat un loc pe canapea lângă mine. Hai, dragă, hai să stai jos. Hai, bucură-te cât poți. Vino și stai aici. Hai, scumpă, ca la prima noastră întâlnire. Nu te lăsa vrăjită de vorbele lui. Asta se duce acum 20 de ani, dar nu m-ai ascultat. Ai dreptate, nu pic și a doua oară. Haide, a trebuit tu să strigi totul. Era așa de rău dacă se așeza lângă mine? Dacă ar fi vrut cineva să se așeze lângă tine, am luat micropuzul de ora 7. De ce fix ăla? Deoarece cu ăla merg toți oamenii jecoși și împuțiți. Pare foarte nașpa. Așa crezi? Întreabă-l pe bunica tu cum mi se pare. Ce vrei să-i fac? Eram angajat ca șofer de microbuz. Erai angajat ca bețiv care stătea în spatele microbuzului, mai bine zis. Tot angajat eram. Să vezi ce ți-a angajat ziua, o palmă, să stea pe ceafa ta toată ziua. Mi-ar fi trebuit și mie o palmă de aia, să pot să o pun pe puturile astea. O, draga mea, de când așteptam să-ți dau asta? Poftim. Ce să fac eu cu asta? Să întind coca? Nu te-ai prins deja pentru ce e? M-am prins. Ia să vedeți ce vă dau eu pe cocoașă cu el. Să-l folosești cu înțelepciune. Să vedeți ce înțelepți vă fac eu pe toți după ce vă dau una în cap cu ăsta. E cel mai fin și rafinat lemn de baobab. E tocmai venit de pe planeta mea. Ce mai e și ăla baobab? Știu eu, am învățat despre el la școală. Da? Ia zi, ce e? Este un copac mare și gros. Așa ca tine? Tu ești gras. Ba tu ești, mănânci ca un porc.
Ia să vedeți, că de acum încolo mâncați toți bătaie cu gura plină. Mă bucur că îți place cadoul meu. Cadoul nostru! Ce te zici acolo? Ce al nostru? Al meu? Fie cum zici tu. Las cu să-i fac eu un cadou mult mai tare decât făcălețul ăla din Baobab. Baobab. Oh, vă rog, nu vă mai certați pe cine să facă un cadou mai bun. Glumesc, certați-vă în continuare. Dacă îi dai ei un cadou mai tare decât al meu, eu încep să plâng. Și eu care vreau să-i dau tancul. Dar mi l-ai promis mie. Păi, îl dau mai cătii și când îi face tu mai mare, ți-l dă ea înapoi. Lasă, tată, fără tanc. Altceva nu puteai să-mi dai? Și altceva vrei? Nu-ți convine tancul? Mulți și-ar fi dorit tancul ăsta. Da, de exemplu eu. Tu să taci, aiuritule. Tu ești aiurită și mai ești și urâtă. Uite ce s-a găsit să vorbească despre frumusețe. Nu știu, tată, dar nu puteai să-mi dai și tu ceva mai feminin? Dar ce nu-ți convine? Chiar mai e nevoie să zic ceva? Bine atunci, fie cum zici tu, îți dau o roche. Ce frumos, o roche? Asta pe care urmează să te trecateze maica ta. Ia-ți gândurile, nu-mi tocesc eu mâinile ca să te asumi tu munca mea. Vreau și eu o roche. Dar tu ești băiat mitică. Ah, da. Am uitat. Eu ți-am zis că ești aiurit. Și eu care mi-am tocit mâinile astea în război, ca să aveți voi unde să trăiți acum. Singurele lucruri pe care ți-ai tocit tu mâinile sunt televizorul și jocurile alea vechi. De noroc. Ți-ai tocit palmele în televizorul ăla, dă-te el, zici că vrei să-l bați. Hai, lăsați-mă atunci. Stai o leacă, am eu ceva acum pentru tine. Unde e? Aici e. Hai să vedem. Serios acum, dacă iar e un bilet de tramvai, nu-l vreau. Tu ai răbdare acolo, că vezi ce e. Unde l-am pus, mă? Unde l-am pus? Poate ai pierdut ceea ce căutai pe câmpul de război. Te referi la cap? Bă, l-aș l-a pierdut de mult timp. Ia tăceți, mă, că nu-mi dau seama unde e. Ce îți ia așa de mult să găsești ceva într-un portofel gol? Zău așa, ce ți ia bunicule așa mult? De ce încă mai porți nasul ăla de clov? Ah, am și uitat de el. Nu, lasă-l, parcă stătea mai bine cu el. Pe bune? Da. Mă, tu iar mă iei la mișto. Ia, gata, că am găsit. Iupii! Da. Ia, fata mea, ia de aici. Wow! Ce e acolo? Ce e? E atât de drăguț. Ne zici și nouă ce ai primit? E o poză cu mine și bunicul vostru când eram doar un copil. Dă-mi și mie să văd. Poftim. Iu, dar de ce se vede așa? Ce vrei să spui? De ce e alb negru? Așa făceau aparatele poze pe vremea aia. Ah, deci totul se vedea alb negru pe atunci? Nu, geniule. Doar pozele ieșeau alb negru. Asta e chiar ciudat. Și creierul tău a ieșit la imprimantă din ce se vede. Ia, mami. Este cel mai frumos cadou, tată. Vine să te iau în brațe. Acum vin, fata mea. Las. Mai stau puțin jos că m-a luat spatele. Ne îmbrățișăm noi la anul. Nu vrei să știi ce cadou ți-am făcut eu? Hai, surprinde-mă și tu. Cadoul meu pentru tine. Mitică, poți să sar peste suspans și să zici direct? Bine, cadoul meu pentru tine sunt chiar eu. Atunci putem să returnăm cadoul. Îi spunem curierului că a fost greșeală. Iulian, nu mai fi rău cu fratele tău. Ai făcut un gest chiar urât. Încă încerc să procesez ce gest drăguț a făcut, dar nu mai îmi bag cap. Deci, până la urmă, nu ați uitat de ziua mea. Bă, uitasem. Poftim? Adică nu, noi n-am uitat. Chiar dacă a fost puțin ciudată, a fost cea mai bună zi din viața mea. Vă iubesc. Chiar și pe mine? Să zicem că da. Da, dar nu se poate sărbători fără tort. Am uitat complet de asta. Totuși, cred că încă nu-i prea târziu să mergem să mâncăm unul în oraș. Cine e de acord? Eu sunt. Și eu. Hai că sunt și eu de acord. Sunt și eu de acord, chiar dacă nu mai am dinți cu care să mestec tortul. Atunci s-a stabilit, mergem în oraș să mâncăm tort. Yay! Tort! Când plecăm? Chiar acum, haideți, pregătirea toată lumea. Orice pentru tine. Serios? În cazul ăsta, tu faci cinste. Ah!